Salutare, dragi copii! Sper că nu faceți prostii, facem teme și citim, din carantină ieșim. Eu sunt Irina Cărămizaru, actrița a teatrului Stella Popescu și mă bucur că ne întâlnim iar aici, în mediul online, pe Facebook și pe YouTube, cu inițiativa O fabulă pe zi pentru copii. Fabula de astăzi se numește Elișe, Rața și Gâsca de Grigore Alexandrescu. Spun că în vara trecută, o lișeță șorață ai lebedei de baltă consilieri privați, sub președința gâștei, s-au strâns de dimineață pe lac la Cismegiu. Acolo, invitații erau din un alt ordin, a hotărât în sfat o pricină de stat. Adică, prin dezbateri adânc să chipzuiască pentru un pește mare, mm, cu ce sos să-l gătească, căci lebăda gătoasă voia să dea o masă. Marele fug îl ceava și lungă convorbirea. Prezidentul le zise. Fraților senatori, să lăsăm chipzuirea. Pricina, cum se vede, e foarte delicată și, după a mea părere, trebuie amânată. Veniți mâine în zori. Propunerea aceasta cu toți o aplaudară și pentru întâia oară pe gâscă lăudară pentru a ei idee. Apoi se risipiră și a doua zi iară la același loc veniră. Până a doua zi însă, știți ce s-a întâmplat? Fiind vară și soare și o căldură mare, peștele s-a stricat și racii l-au mâncat. Cuvintele acestea scrise să nu vă pară glume. Consiliuri de acestea vedem destul în lume și la noi mai ales. Se întâmplă foarte des. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat, dragi copii! Fiți cu minți, ascultați de părinții voștri! Și când o să treacă toată această pandemie, abia așteptăm să ne întâlnim la teatru, la spectacole pentru voi, cei mici și responsabili care acum stați în casă. Până data viitoare, vă pup!